Atenție, câtă apă consumați! Nu beți mai mult de un pahar cu apă la fiecare 20 de minute și nu depășiți un litru pe oră, este mesajul specialiștilor. Aceștia susțin că există riscul de a face intoxicație cu apă. Ea apare adesea la bolnavii cronici care iau diuretice și la sportivi. Hidratarea excesivă poate avea efecte grave asupra sănătății. Intoxicația cu apă este o afecțiune gravă a organismului ce duce la perturbarea funcției creierului ca urmare a consumului prea mare de apă. Acesta crește cantitatea de apă din sânge și poate dilua electroliții. Cei mai mulți severineni spun că nu consumă mai mult de 2 litri de apă într-o zi. Jur de 2 litri. De 2 litri. Da. Este indicat să nu depășiți un litru pe oră. Da. Știați acestea? Da. 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 1,5-2. Să bea progresiv. Voi dimineața la 6 când mă trezesc și până seara. Sunt persoane care consumă și până la 4 litri de apă într-o zi, mai ales pe timp de caniculă. Câți litri de apă beți într-o zi? Mulți, peste 2. 3 și 4 litri pe zi, ținând cont că am fost sportiv. Dar pentru bolnavii cronici nu ar recomanda mai mult de 2 litri. Medicii avertizează că hidratarea excesivă poate duce chiar la deces. Consum excesiv de apă, ca orice exces, dăunează sănătății noastre, pentru că organismul, atunci când primește prea multă apă, este nevoit excesul să-l elimine. Eliminând excesul, urmează să faci un efort mare, elimină foarte mulți electroliți și atunci se decompensează întregul sistem al organismului, întregul sistem de funcționare. Ce trebuie să facem noi ca să ne păzim? În primul rând, să evităm reclamele celea care spun beți 2 litri de apă pe zi. Alea spuse în modul general. Ori sunt foarte bine calculat, organismul are nevoie ca să funcționeze bine de 30 de mililitri de apă pe kilogram corp pe zi. Însă consumul de apă poate depăși cantitatea de 1 litru pe oră sau la 2 ore pentru sportivii de performanță care pierd mai mulți electroliți. În general, necesarul hidric al organismului este legat de cel caloric. Dacă îți trebuie 2000 de calorii în 24 de ore ca să nu te îngrași și să nu slăbești, ai nevoie cam de 2000 de mililitri de apă, adică 2 litri pe zi, ca să nu te deshidratezi, dar nici să nu saturezi organismul cu apă. Valorile cresc însă în cazul sportivilor de performanță și a celor care frecventează sălile de sport. După un antrenament intens, aceștia pot ajunge să consume mai mult de 1 litru pe oră. Cele mai multe persoane care se antrenează în sălile de sport sau care fac performanță consumă mai mulți litri de apă decât restul semenilor care nu practică o activitate sportivă intensă. Pe zi beau câte 2 litri de apă. Pe zi? Da. La sala de sport, de exemplu, tu faci sală. Cam câtă apă consumi în timpul unui antrenament? 801 litru. Un litru cam la ce interval? O oră jumate. Tu la sala de sport, având în vedere că practici mult sport, cam câtă apă bei într-un antrenament? Nu știu. De obicei stau 2 ore și în aceste 2 ore beau 1 litru, 1,5 litri, din cauza că pierd foarte multă apă. Cam câtă apă consumi tu zilnic, într-o zi? Între 45 litri. Faci mult sport, bei mai multă apă decât în zilele în care, de exemplu, nu faci? Relativ, da, cu 0,5 litru, 1 litru mai mult. De menționat este faptul că nu există o cantitate specifică pentru câtă apă trebuie să bei, de fapt, într-o zi. Aceasta diferă de la o persoană la alta. Pentru a determina cât de mult ai nevoie, se pot lua în considerare greutatea corpului, nivelul activității fizice și climatul.